Compania franceză este specializată în fabricarea de elemente de caroserie auto. Au venit, au văzut, au plăcut și au cumpărat, după cum a explicat Emanuel Ciobanu, lichidatorul fostei fabrici de mobilă din Târgu Jiu. Aceasta nu este singura firmă interesată de a investi la Târgu Jiu. Există un potențial de încă 80% de a se materializa. Deci doi dezvoltatori abia ocupă 10%, 20%, nici 20% din toate activele. Loturile sunt după nevoi, adică noi avem o părțire inițială între 17-19 loturi, dar acum le putem fragmenta pe interesul clientului, că de fapt ăsta e și interesul, să vindem tot cât mai bine, cumpărăm cât mai mult din masa creditului. Primăria Târgu Jiu va amenaja străzi și parcări. A achiziționat un lot compus din teren și hală de pe platforma Rostramo. Investitorul mai deține o fabrică în România și vrea să se extindă. Ne dorim să finalizăm aceste negocieri și aceste discuții. Discuții s-au purtat de foarte multă vreme. Am avut contacte cu acest investitor. Acest investitor care, de altfel, mai are o dezvoltată activitatea într-o zonă, într-un alt oraș, dar care dorește să dezvolte și aici, în Târgu Jiu, același domeniu de activitate, sub ansamble sudate, pentru caroserie auto, mai bine spus. Este o activitate care necesită forță de muncă de înaltă calificare, lucru care ne bucură pentru că știm că avem persoane, avem oameni calificați. Platforma Rostramo beneficiază de toate utilitățile, dar este nevoie de o serie de investiții pentru a asigura toate condițiile pentru fiecare investitor. Primăria Târgu Jiu va prelua o parte din căile de acces și urmează să fie amenajată și o parcare.